Razii ale polițiștilor din cadrul biroului rutier astăzi dimineață în municipiul Botoșani, pe calea națională în zona bibliotecii județene, mai mulți șoferi au fost trași pe dreapta. Acțiunea oamenilor lege a vizat împiedicarea folosirii telefonului mobil la volan, dar și stimularea purtării centurii de siguranță. Șoferii au mai fost puși să sufle etilotest. În cazul unuia, rezultatul alcooltestului a ieșit pozitiv de 0,43 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost urcat în mașina de poliție și condus la o unitate spitalicească pentru a-i se preleva mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Polițiștii rutieri desfășoară astăzi pe raza municipiului Botoșani o acțiune pentru respectarea portului centurii de siguranță, precum și pentru prevenirea folosirii telefonului mobil la volan. Acțiunea are ca scop conștientizarea atât conducătorilor auto cât și a pasagerilor cu privire la portul centurii de siguranță, întrucât aceasta poate salva persoanele de accidentări grave sau chiar de deces în cazul unui accident rutier. În urma controlului desfășurat astăzi de către polițiștii rutieri, au fost aplicate 10 amenzi șoferilor care nu purtau centura de siguranță, dar și unui pasager dreapta dintr-un autoturism. A mai fost aplicată o amendă pentru lipsa documentelor. Aceste sancțiuni contravenționale au fost aplicate în doar jumătate de oră de la debutul acțiunii.